De mai bine de 10 ani în Câmpina funcționează o școală de asistenți lui Pasteur în cadrul asociației AMUS. Până anul acesta, accentul s-a pus pe medicina generală, dar solicitările tot mai multe au dus la înființarea secției de asistenți de farmacie. Deci de anul acesta s-a autorizat un nou profil despre asistenți de farmacie, cred că este vorba, că este singurul care s-a înființat. Și s-a înființat datorită solicitărilor. Ne interesăm, participarea este destul de mare și ca număr și și cunoștințe la ore. Prin urmare, cred că le place. În clasa de farmacie sunt 29 de elevi de toate vârstele, dornici să învețe prima meserie sau să se reprofileze. La această școală se pot înscrie persoane cu sau fără diploma de bacalaureat. De ce ați ales farmacie, mai ales că e o secție nouă înființată? Mi-am dorit de mult lucrul acesta, n-am putut din motive personale și pentru că s-a înființat aici, nu necesită nici navetă, chiar am vrut să o fac. E greu, dar sper că cu satisfacții. Am vrut să fac ceva în viață pentru că nu am reușit să iau bacul și n-am avut posibilitatea să mă la facultate și am zis să fac acest lucru. Pentru cei care nu agrează munca în cadrul unui spital, această secție este o variantă foarte bună. Încă din primul an de școlarizare există pentru elevi contracte de practică în farmaciile din oraș. Profilul de asistenți de medicină generală este deja acreditat, profilul de farmacie este primul an și este în prima fază a legii, este autorizat. Perioada de studiu la școala lui Pasteur este de 3 ani, iar taxa de școlarizare a rămas la nivelul celei de anul trecut, de aproximativ 1700 de lei.